ziua! Mă numesc Chico și Carina și sunt elevă în clasa 1, școala Dimitrie Cantemir, numărul 3 mai. Astăzi vă prezint cartea Felicină de la școală, scrisă de Paulette Bourgeois. Este vorba despre o broscuță țestoasă care nu știa să citească și să scrie precum ceilalți. Domnul profesor a observat asta și l-a ajutat să scrie și să citească. După, a avut mult curaj să vorbească și să se joace cu ceilalți copii. Acum o să vă citesc un fragment din această carte. Când au ajuns, învățătorul îi aștepta. Domnul Bufniță le dădu binețe pe un ton blând. Le-a arătat unde să-și agațe hăinuțele și unde să se așeze. Le-a arătat unde este toaleta și a oferit fiecăruia câte un fruct. Apoi frusace și castorați s-au dus la locul pentru scris și citit. Iepurile s-a dus la bucătăria de jucărie. Doar Franklin a